Vă salut, dragi prieteni, și bine v-am regăsit pe canalul de YouTube Pavel și Costel. În primul rând, vreau să-mi cer scuze de la voi că am lipsit atâta timp de pe YouTube, n-am mai postat nimic. Dar astăzi, am zis că mi-au inima în dinți și alături de Pavel și de Madalina, care e în spatele camerei, care îi mulțumesc din suflet că mă ajută. Voi începe iar cu filmările, cu videourile. Și pentru asta am decis ca prima dată să încep cu altceva. Am o surpriză pentru voi. Deci nu e surpriză și pentru mine, pentru că știu de fapt ce este, dar nu știu cum arată. Am primit un colet. Cam așa arată coletul. Pavel e curios să vadă ce e înăuntru, tot m-a întrebat. Ce e acolo, tati? Ce e acolo? Asta, băi, Pavel, e ceva pentru Pavel și Costel. Și-a luat pentru noi? Da, pentru noi. Să vedem. Asta e factura, probabil. Sper să mă rup prea tare. Oricum, asta o punem aici. Asta am primit ceva de la americani. Vrei să vezi, tati, ce e aici înăuntru? Da! Ești curios? Da! Tare, tare? Da! Ia să vedem noi. Ia, ta-dam! Nu-i bun? E tot negru aici. Ia tu, negru ăla de acolo, ia-l. Ha? Ce mai este aici? Altceva. Da. Și acum ce mai este aici? Aici e un tuping. Fraților, în sfârșit mi-a venit și mie butonul de argint. Aia e și de butonul de la YouTube. Da, tati, butonul de la YouTube. Da, pe ce vede? Cam așa arată. Ce pe ce vede? Da. Da, ce pe mine? Ține-mi cum e încercat. Prezentul Pavel și Costel for passing 100.000 subscriber. Nu știu exact să pronunț în engleză, dar sper să nu vă luați mine prea tare. Cam așa arată butonul de argint. Vă mulțumesc din suflet celor 100.000 de abonați, 106.000 de abonați care suntem adunați. Da, tati? Dacă eu tuti, dacă eu. Da, tati, acolo e butonul de YouTube. Da. După cum spuneam, vă mulțumesc din suflet. Telefon. Da, e de la telefon. Vă mulțumesc din suflet că fără voi nu putem să ajung la performanța. Bravo! Bravo, este butonul lui Pavel. Nu, tati chiar mini. A lui tati și a lui. A lui tati sau a lui matale? Nu lui matale? E zi, la amândoi. Amândoi. Au tati de mine. Tot de argint, uite, ia. Uite, ia. Pasi? Felicitări. Pavel și Costel, uite, acolo e Pavel și Costel scrie, uite, vezi, Pavel și Costel. Da, da, primul cine? Pavel. Pavel e primul, nu? Da, dar apoi tu e tati. Da, deci cel mai important e Pavel, nu? Da, păi este cel mai aliochit. Când ai să și mari, vrei să dai tu seama, uite, ia. Da. Acum l-ai primit? Acum l-am primit, a venit curierul, mi l-a adus. Ia poate! Tu poți să-i te trai cu... El fărea cum e mitier. Si? El fărea cum e mitier. Da, băi, te nu tai mare, te ții. Eu, dacă ești mare, nu pot. Bun! Cât mă toleam. Se, bine cu vetulet, făcut la mult. Făcut de mult, te trai, da? Ce, băi, Picu, nu pot... Nu știa pe cel mare. Ce vrei, Picu? Nu poate panta asta? Picu! Dar nu pot eu faci așa. Păi ce vrei pe asta? Ei, pot. Ei, crezi că nu... Nu, da, un picioar face... Un picioar face. Nu pot fi de trei, măi, că eu nu știu să fac gimnastică. Păi da, păi eu pot. Eu nu știu de acum nici. Bicu, da. Tu poate faci așa? Bă, dar multe vrei tu, băi! Dar eu, și-o anumeriți grieri, băi, tătăi, băi! Pavel? Da?
Dar tu ai vreo schemă secretă? Da. Și nu are și nouă? Da. Asta e schema ta secretă? Păi, Ghermina, asta înseamnă caratistul. Nu, aia e o ciuță de achete din nouă. Da? Dar karate aia secrete. Cum faci cu karate? Da. Ha! Hu! Ha! Vai! Ei, dai cu karate. Ușor, ușor nu strici masa, doamne ferește, cred da. Masa aia. Dai cu karate. Da? O duci o adustat, ia. Ok. Patru cui, două mai mici, două mai mari. De ce? Ia spune, tot pe care să le batem în perete. Ca să punem butonul. Pe astea mai mari? Pe aia. Bine. Asta. Și unde să-l punem? U tubul aia? Da, u tubul aia. Butonul de YouTube, unde-l punem? Aici. Nu, eu zic aici. Acum zic. Aici. Acolo vrei să-l punem? Da. Bine, da, pe acolo îl punem. Da, da, nu. Pe picu. Și pe tubul de bata. Hai să vedem. Nu pot, tata, e deci ai putea tata aia să spui. Ceva gen? Ar fi bine? Da! Trebuie picu. Așa, dar pe bine asta, picu. Băgăm două cuie. Picu. Da, am tot pe eu. Te vă pot să nu-i pachie. Aici vine rigips, aici vine pe foarte ușor. Picu! Picu! Da! Ce frumos e că ne perezi de rigips. Te vă pot să mă vrea cu mine. M-am spărit, băi, tata aia. Picu! Da, picu! Pavel, ușor. Ia să dăm noi o măsură. Stai cu tine măsoară tataia cu sublerul. Te achii cu măsoară cu sublerul. Bego, bego, bego. Acum să vedem cam unde... Mai este echită. Băi, tataia, nu mă urmă. Nu ce așa nu-mi place, că dacă te scăpi să vii cu căpușorul de greșie, să vedem noi. Ia, gata, au pus butonul. Nu, ăla e butonul de secare. E bine sau într-o parte? E bine. Parcă eu leacă mai sus de aici, nu? Leacă așa, nu? Da, da. Dar e dar mai în dreapta. Că e lungăreață. Așa. Acum e bine. Că am văzut că două sunt lungăreați. Da, fraților, cam așa arată butonul. Primit astăzi. Mulțumesc încă o dată celor 100 și ceva de mii de abonați. Mulțumesc că mă urmăriți și că sunteți alături de mine. Datorită vouă am reușit să ajung la performanța asta. Și de acum o să încerc să fac mai multe videouri. După cum se vede, stă foarte bine butonul aici. Pavel să joacă cu bunicul lui. Bucuria lui acum. Păi eu calc, baby! O-l calci, Pipicu? Dar de ce, tati? Ca la tala așa! Ca așa vrei tu? Da, ia să vă mai arăt eu ceva, să văd dacă vă place. Ia să spuneți voi ce notă merită Madalina pentru ornamentele de Paști care le-a făcut. Și... Asta-s făcut ieri, aseară mai bine zis. Făcute, dar o să mai facă. Trebuie să mergem. Cam așa arată manopera lui Pavel, mașina lui Pavel. O să o duc la vopsitorie. Dați acolo o notă și pentru ornamentele lui Madalina. Și de acum să vedem ce și cum. Ia tata. Ce notă îi dai lui Madalina pentru ornamentele ei? Știi, uite, tipul ăla, că sunt mamica acolo. Ce-a făcut mamica? Da, și frumos, ți-a puișori, o scos cloșca, pui. Are niște puișori, ouăleță, niște ouă. Băi, da, și frumusăță. Dar de unde ai luat tu ăsta verde? Și cu ăsta? Aia e iarbă artificială. Iarbă artificială? Este așa ceva? Este, este, cum să nu fie. Oi, să pui din ouă. Oi, băiete. Până și mortul artificial este. Ce faci?
ce am făcut este, eu le-am lipit. Da, pe pachii. Da, ce reșis? Aici? Nu, da, este, aia este. Aici sunt niște bucățele de... Da, de la cine? Din lemn. Așa le-am luat și eu le-am... Poșarcă. Da, le-am lipit, mi se va rotund. Pe pachii. Pavel, dar tu ce faci acolo? Faci sport? Da. Trebuie poți o de un... Frumos, chiar, felicitări. Felicitări, Madalina. Tipe aia cu mocov. Wow, aia e un ungheau. E chiar tare? Nu. Foarte frumos. Da, frate, dar acum să mai ies pe afară din ce o mai face pe afară. Ai cam șurile de treabă, uite-o. Da? Hai să... Uai, hai că tu ești mai priceput o leacă. E, vorbește lumea. Am mama acolo, nu știu eu cum îmi vine ea, băi, tata, acolo. Ia, hai să vedem ce... La freză, așa e. A făcut o freză. Ia să vedem aici la Tiberiu ce ar mai fi de făcut. Dacă tot am venit cu tata. Deci cam așa arată Pavelli. Mai este un pic de dat cu material pe casă, după aia o să vină decorativa. Și am așa să vede mai bine. Lucrările în desfășurare. Altuși va fi gata. Hai la tine, tata, să vedem care-i treaba acolo. Și am ajuns și la atelierul lui tata. Hai să vă arătăm la cine ne chinuim noi mai mult tata decât eu. De ce să nu recunosc. De ceva timp. Vreau să fac o freză pentru pământ. De dat primăvara. Și aici avem o lea de chinuială, pentru că reductorul care îl are aici face puține turi și îi trebuie un pic de viteză și la cuțitele astea de aici, de jos. Pentru asta face un... Multiplicare. O multiplicare, cum ar veni, de turații. Acolo vine lanț de pipinionul ăsta, că aici vine dat mai încolo. Da. Vine lanț. Aici iară vine lanț. Când învârte tractorul de aici, uite așa, învârte. Da, da, da. Învârte de acolo și pe aia, în final trebuie să învârte axul ăsta de jos, care are cuțetele pe el. Eh, mai este un pic de treabă, dar sper să o terminăm până a începe munca la câmp. Uite, tot nu calcă, uite, tata, nu știu. Nu calcă exact pinion pe pinion. Da. Ar trebui o leac mai în afară? Mai în afară ar trebui, da. Dacă îl pui în torc, ăsta, e prea în afară. Dacă da. E, acolo ar mai trebui o șaibă. Să pui o șaibă aici? Da, exact. Și e bun dacă stai așa? Cam așa de mult? Rămâne puțin. Da, nu, acolo trebuie vreo 3-4 cm, 2 mm. O șaibă. Tot nu-i cam exact, dar... Măcar că de cât. Ei, dar prima dată trebuie să vii cu el înspre mine, ca să pui lanțul ăsta de aici. De aici, cum puteam să merg, eu îți dau găuri aici. Da. Nu pot să dau sudură. Cam așa? Vrei să vină? Cam așa, la mijloc, nu? Ca să iei și aici o leacă de distanță. Da, că dacă da, că nu e prea apropiat. Nu-i bun. Aici are distanță mai mare, da? Aici o să și o leacă mai așa. Da, dar aici părerea mea. Hai să faci după lanțul ăsta de cheiță, nu? Da, ăsta are cheiță. Da, și o faci după lungimea lanțului. Păi hai să dai găurile.
Hai să mă ajute tu, că tu ești mai priceput. Mai priceput. Da, normal, dar eu... Oricum, prima dată trebuie desfăcut lanțul. Văzut unde e, s-a desfăcut. Ca să poți să-l punem. Uite acolo, la mâna ta. Aici. Acolo e cheița. Aici? Da, da, da. De acolo trebuie desfăcut prima dată. Dă-ne un pachet. Da, trebuie să dăm de aici jos. Să scurtăm un pic lanțul ăsta, ca să-l putem pune acolo. Acela la mine, la ovală. Băbeluțu, tu ce faci, tata? Bine, tati! Ce mai faci? Bine! Am venit un pic afară? Da! E bun, tata, hai să aduc al dorm. Butonier? E făcut un butonier? De ce era? De un vrind din America? Băi, tata, aici era! Da! E de Pavel, noroc că nu-i de la ruș. Până te-a dus. Ce râzi? Rusule. Nu mă rusule. Aici lung trebuie, nu? Da, asta lung. Wow. Asta-l lăsăm deocamdată aici. Asta-l lăsa aici. Haide mă acolo la deal, că e mai cald acolo ca aici. Bolțul și-a la asta. Da, bolțul ăla cu gaură. Mami, asta un pic a pipa pe podele, te vei că s-a pipa cu masul. Am băgat bolțul. Hai să vedem. Am băgat de aici, dragii. Pune-le așa. Nu, tragi mai. Tragi mai. Acolo, așa. Opa. S-au dus până în capul satului. Mami! Da, ai grijă la degete. Ce ai găsit acolo? Vezi că aia un arc. Te taie, tataie. Nu, e un arc. Nu e, e arc. Da, nu e de ce... Nu? Nu știi școan. Nu școan? Ia să vedem. Școan! Am modificat lanțul, ia să-l vedem dacă vine pus aici. Uite, cam așa o să vină. Acolo cum trebuie, mai în afară, mai înăuntru. Mai încoace trebuie. Așa, aici trebuie un pic mai aici. Cam ar fi. Da. Și-ar vrea eu? Da, sorni de gău. Eu și ascuțătoare are tata pentru crioane. În cazul ăsta, în momentul când ai nevoie să dai lanțul ăsta afară, ai scos frumos bolțul de aici și a ieșit lanțul. Da. Sau desfac și dau axul așa. Dar n-are rost, dacă ai bolți. Ai cheiță aici pentru ce să... Aici chiar dacă nu vine la mijloc, nu contează, la mijlocul share-ul. Că vine din ea. Da, n-ai treabă, știi. Ui! E bun, e bun, cred. Da, e bun. Ia, lași, îi dau și aici. Dăm și din coace. E, se mai așa, mai în față, mai în spate. Acum asta nu știu, nu știu. Nu, dacă ați fie drept. Dar de unde știu eu? Păi uite la e. Bine, m-am uitat. Cum să pui eu să văd dreptatea? Așa cu cumpără? Uite pe lungimea axului, pe, cade pe... Sau trebuie mai așa oleac, parcă, văd eu. Ia uite tu, hai. Da, da, dacă dau drumul de aici... Da, uite, ține, ține. Thank you.
Cam da. 10 după mine. Ce faci, Pavel? Mai prea departe, mamă, mai prea departe. Să dăm găuri, să fixăm ghinii aici, dar cum o să facem lantul aici? Da. Nu? Da, da, da. Aia pe tot. Dar ești puternic? Da, băi, să te upa aia pe tot. Wow. Ah. Tu te sar cu pomul. Unde pleci? La Buhuș. La Buhuș? Da. Bine, pa! Vum! Înapoi? Tati, mai cumpăr ceva. Te duci să mai cumperi ceva? Da. Dar ce ai cumpărat? Banii de ciocolate. Cote de ciocolate. Mulțumesc. Și mult, bă! Dacă tu ca vita, papa! Te duci la Lidl, pa! Acum încercăm să punem cât de cât axul pe poziții. Aici am pus lanțul. E aliniat așa cum ar trebui, părerea mea. De acum din cu acest jos să vedem dacă putem să le aliniem. Ori mai trebuie vreun distanțel, o șaibă, ceva. Vedem la urmă ce o să mai trebuie asta. Deocamdată dăm așa câteva puncte de tădură ca să-i facem probe și să vedem. Acum să sperăm că n-are turații prea mari freza. Să se multiplică destul de mult. Grupul cât e? E 17 la 1. A, de 17 turi face cardanul, priza de puteri, m-ar veni și abia o tură din coace, pinionul mare de la grup. Cam deodată s-ar învârti bine, nu? Ești de-am lui pornești, aleacă tractorul? Păi asta vreau să zic eu acum. O mică probă am putea să-i facem așa, să pornești tractorul. Să vedem dacă se învârte. Dacă e bateria bună, mergi. Dacă nu e bateria bună, nu pornește. Și cum de obicei nu prea ai baterie bună. Băi, fraților, am dat drumul la Morișcă. Cam așa se învârte, asta e acum la relanti. Ia la un braț, o să fie în treapta a 3-a, a 4-a, la mic. O să aibă turații mai mari la motor, automat o să aibă turația mare și la freză. Cam așa arată angrenajele. Urmează să fie întărite toate pe aici. E, are turații destul de mari. Urmează sădurile făcute ca lumea peste tot.
puse niște capaci deasupra, la freză. Partea asta în spate vrea tata să facă o grapă. Și după aia să vedem, să o băgăm în pâine. Să vedem dacă își face treaba sau nu-și face. Să vedem, e muncă în zadar sau nu. Oricum, teoretic ar trebui să meargă destul de bine. Așa că o să încheie aici acest video. Pentru că nu prea am putut să filmez chiar tot, că uiteați cam ce mâini am eu. Și... Na, au fost chestii care n-am putut să le filmez. Madalina s-a dus în casă cu băietul. N-am mai ținut-o pe afară, că e frig la noi. Chiar dacă se vede a fi frumos, dar e frig. Hai să facem o... Eu sunt vârf de aici, vedem câte scuri și aici cât faci. Facem ce sămi. Dar n-am ce prietul, nu mai am... Da, hai că facem și asta. Oricum, eu v-am salutat. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine până la final. V-am pupat și o să ne vedem data viitoare. Pa, pa!